Și iată, vreau să răspund unora care se întreabă de ce, Doamne, de ce? Așa vorbește Duhul Domnului. Poporul meu, am îngăduit să vină peste tine un val greu, zice Domnul, pentru că iată ce declară Duhul Sfânt al lui Hristos. Îmi pasă de cei ce sunt copii ai mei, îmi pasă de cei care au făcut un legământ sfânt, zice Domnul. Iată, iată că poporul meu, din pricină de lăcomie, au prins drag, zice Domnul, de lucrurile pieritoare. Și da, zice Domnul, tot mai puțin sunt acei care au privit la cer mai mult decât la pământ. Tot mai puțini au fost cei ce au alergat pentru lucrurile sfinte și tot mai mulți au fost cei care din duh de lăcomie au alergat pentru lucruri pământești. De aceea am hotărât să privesc în cortul multora și iată, la unii dintre copiii mei altar nu mai era, în casele lor rugăciune nu se mai auzea. Și din pricina oboselii trupești, au uitat de cele duhovnicești. De aceea, zice Domnul, am îngăduit, zice Duhul Sfânt, da, am îngăduit un val să lovească și va lovi pe tot pământul și alume goti Adonai, ca tot să înțeleagă căci Hristos, Dumnezeul atotputernic, va fi acel care va lucra prin pocăință, prin dependență de rugăciune, de post. Toți cei ce vor smeri sufletele lor înaintea lui Dumnezeu, toți acei ce vor jertfi la altar credință, toți acei ce se vor aduna cu ai lor la oaltă și vor chema numele Domnului, vor fi păziți de orice putere a întunericului. Niciunul dintre cei care se vor încrede în mine nu vor fi dați de rușine, zice Domnul. Tu să nu te înspăimânți, poporul meu, tu să te încrezi în bunătatea lui Dumnezeu. Tu, poporul meu, să te sfințești, să te curățești, să te apropii de mine. Și eu, Domnul, nu voi îngădui pe cel rău să se bucure de tine. În perioada aceasta voi ridica bărbați destoinici care vor face ungerea cu un de lemn și voi face minuni de veți auzi peste tot, zice Domnul. Voi ridica vase de cinste, voi vorbi poporul meu și voi întări pe cel ce se crede în Dumnezeu. Nu-ți fie teamă, poporul meu, cine-i sfânt se va sfinți și mai departe. Amin, amin, amin. Așa vorbește Domnul, popor de legământ. Nu te teme și nu te înspăimânta, ci privirea dreaptă către mine. Eu se mania camera sto molto sana. Și teme-te de cel care poate ucide trupul, dar și sufletul. Elios Imania Canamelasto Voltosana, așa vorbește Domnul prin Duhul Sfânt, fii treaz și veghează. Și iată, intră în odăiță, căci da, cel care este viu și poate totul face, poate, iată, să-ți ia biruință, iar aceea pune-ți nădejdea și încrederea în El. Și iată ce adeverește Duhul Sfânt. Teme-te de cele care poate ține deschisă ușa inimii tale, nu de cele care închide ușa pământiască. Căci ușa inimii tale nu poate închide decât Domnul prin neveghere, prin neveghere celui care stă, și privește spre lume. Iată, ușa inimii se poate închide din pricina nevegherii tale, popor de legământ. De aceea, oricare ai fi în locul acesta, teme-te de Domnul.
pământ. Și atunci când mă vei chema, voi spune, iartă-mă, fiul meu, e gloria ste Maria Canavera Stovoră Dosana. Iar dacă vei sta în nepăsare și nu vei sta în odăiță, miluiește Domnul, iată unde lemnul se va termina, făclia se va stinge și ce vei face când vremea se va înțeți împotriva cuvântului meu. Cum vei sta în picioare, popor de legământ? Ți-am vorbit din timp și de vreme, pentru vremurile grele care stau în față. Și mulți, iată, au stat în nepăsare în continuare, iar acum, iată, stau cu mâinile încrucișate și se întreabă, oare ce va mai fi de aici? Oare cum va fi? Popor de legământ, cei de care sta sub ocrotirea mea, vive este Domnul! Căci eu îl voi întări și voi purta de grijă și nu va duce lipsă de pâinea ce de toate zilele, că sunt un Dumnezeu care știe să răsplătească. De aceea fii supuși și ascultător cuvântului meu și nu da crezare orice cui cuvânt și oricărei adieri care vine din depărătare. Căci iată, vivește Domnul, tot ce am vorbit se va împlini sub privirea multora. Tot ce am vorbit, iată, eu, Domnul, voi împlini, că sunt viu și poporul meu trebuie să înțeleagă. Căci tot ce am adeverit se împlinește cuvânt cu cuvânt. Și iată, se împlinește sub privirea multora. Și fun, iată, care spun, că iată, eu nu voi mai prinde vremurile care Domnul le-a vestit, mulți le vor prinde, pentru că așa este scris. Și zilele tuturor sunt scrise în cartea vieții mele și nu vor putea părăsi pământul până nu vor vedea împlinindu-se sub ochii lor. De aceea fii treaz și veghează, că acesta este doar începutul suferințelor. Acesta este doar începutul din multe lucruri care vor mai veni asupra ta, popor de legământ. Căci vrăjumașul, o, vine cu mare furie, din adânc, iată, și-a scos o nouă căpetelie și vrea cu tot din adinsul să adoarmă poporul pe cale. Vrea cu tot din adinsul să-l trântească la pământ. Iată, puține vor fi cei care vor rămâne aprieși. Dacă nu veți vedea, poporule, o, iată, veți fi arătați cu degetul în cerderea care vine și veți fi, iată, de mulți împroșcați cu pietre, de mulți vor fi, iată, alungați chiar și vor spune, voi erați acei care ați umblat cu Dumnezeu, ce s-a întâmplat cu voi acum? Unde vă este credința și nădejdea? Spuneți-ne și nouă! Băgați de seamă să nu fiți printre aceia, căci iată veți plânge cu amar, dar va fi prea târziu. Iisus Hristos este Domnul, Iisus Hristos este Viu, Iisus Hristos, iată! V-ați păzit și v-ați îndemnat prin Duhul Sfânt, iar ce luați aminte, stați în odăiță, fiți sfinți cum eu Domnul vă vreau, amin. Grozav lucru este să cazi în mâinile Dumnezeului celui viu. Aduceți-vă aminte de zilele de la început, când, după ce ați fost luminați, ați dus o mare luptă de suferință. Pe de o parte, erați puși ca priveliște în mijlocul ocărilor și necazurilor, și pe de alta, v-ați făcut părtași cu aceia care aveau aceeași soartă ca voi. Să nu vă părăsiți, dar, încrederea voastră, pe care o așteaptă o mare răsplătire. Căci aveți nevoie de răbdare, ca după ce ați împlinit voia lui Dumnezeu, să puteți căpăta ce v-a fost făgăduit. Încă puțină, foarte puțină vreme, și cel ce vine va veni și nu va zăbovi. Și cel neprihănit va trăi prin credință. Dar dacă dă înapoi, sufletul meu nu găsește plăcere în el. Noi însă nu suntem din aceia care dau înapoi ca să se piardă, ci din aceia care au credință pentru mântuirea sufletului.